Arăt prin Cuvântul lui Dumnezeu cum se poate ajunge de la tulburare la bucurie. De la tulburare la bucurie. Pentru că, vrei sau nu vrei, întâlnirea cu Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu pentru om, aduce întotdeauna tulburare. Când Dumnezeu și omul se întâlnesc, nu se întâlnesc doar două ființe. Două persoane, ci se întâlnesc două concepții care sunt total diferite de multe ori. Se întâlnesc două moduri de a percepe lucrurile. Și de aceea, fiindcă omul gândește altfel decât Dumnezeu, și cu asta ar trebui să pornim noi, de aici ar trebui să pornim noi, că dacă n-ar fi așa, n-ar fi venit Isus Hristos. Dacă noi am fi fost așa de buni, dacă noi am fi fost așa perfecți precum ne credem, el n-ar fi venit, spunea Pavel, pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva. Dar tocmai pentru că suntem păcătoși și când spui păcătos, spui un om care gândește altfel gândurile noastre, la un moment dat îmi place ceea ce spune psalmistul în psalmul 103, Gândurile noastre sunt așa de departe. Cât este cerul de pământ, așa de departe, așa de distante sunt gândurile noastre, planurile noastre de planurile lui Dumnezeu. Gândim diferit. Și de aceea, când vine Dumnezeu, când vine mesajul lui Dumnezeu, când vine Dumnezeu cu modul lui de a vedea lucrurile, când vine Dumnezeu cu principiile lui, pe noi ne șochează. Ce înseamnă tulburare? Înseamnă un șoc, o bulversare, o răsturnare, dacă vreți. Străpungerea inimii, teama, e ceva cu care nu ești obișnuit, cu ceva cu care poate nu ești de acord la început. Și vedeți persoanele despre care am auzit, Irod s-a tulburat, s-a născut un împărat, e ceva ce el nu se aștepta. El a făcut atâtea sacrificii. Omul acela a făcut atâta rău și a omorât și mamă, și fii, și soție. Întotdeauna avea paranoia aceasta, nu cumva să ia cineva locul, nu cumva să-și piardă funcția, nu cumva să-și piardă tronul. Era dispus la orice, ar fi sacrificat orice pentru locul acela, pentru funcția aceea și s-a tulburat. S-a tulburat și Ierusalimul. Ierusalimul s-a tulburat știind, știindul l pe Irod cât este de rău, cât este de dur, câte abuzuri, câte crime este dispus să facă, Ierusalimul s-a tulburat pe bună dreptate. Și observați că Irod mai târziu o mare, atâția și atâția copii. Și Ierusalimul s-a tulburat pentru asta. Și a dat seama, s-a născut un împărat deja vom avea probleme, deja e război, deja e conflict, deja iar se va vărsa sânge, pentru că știa cine este Irod. Cărturarii și farisei au fost și tulburați, pentru că n-a trecut pe la ei vestea aceasta, pentru că n-au inițiat-o ei, pentru că n-a început cu ei, pentru că nu era în controlul lor, pentru că ei nu aveau alte date. Și de obicei, cam asta se întâmplă: când cineva nu inițiază el un proiect, se opune. Dar iată că au fost câteva persoane, câteva categorii, dacă nu le putem numi așa, de oameni care au depășit faza asta de tulburare, când nu știi ce să crezi, și au depășit-o, mergând mai departe spre bucurie. Și putem vorbi despre Maria, Putem vorbi despre Iosif, putem vorbi despre păstori, putem vorbi despre magi. Ne uităm la Maria. Când a venit îngerul la Maria, a șocat-o și pe ea a tulburat-o. Scriptura spune, a fost foarte tulburată. Foarte tulburată. Ea ca fată, ca viitoare mireasă, când în căsătoria lor era foarte clar acest lucru nu putea să aibă o căsătorie dacă nu era fecioară. Și dintr-o dată o veste care o șochează, care o tulbură, vei rămânea însărcinată, vei naște un fiu, el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Vestea asta a surprins-o, a tulburat-o. Iosif și el, logodnicul, același lucru. Aude vestea asta, nu poate să creadă, nu știe ce să, fac, ce să facă, dar Dumnezeu, Continuă să le vorbească, continuă să le descoperi și trec în următoarea fază. De la tulburare, al doilea pas, dacă vrei să mergi spre bucurie, al doilea pas să nu te oprești la tulburare, la șocul acela pe care îl primești, la vestea aceea care te bulversează cu totul. Următorul pas este convingerea. Are de-a face cu credința, trebuie să crezi, trebuie să te asiguri, să ai argumente cer semne. Păstorii au primit semne. Când îngerii au venit și au spus uite, s-a născut un prunc, vă aduc vestea asta bună, va fi o mare bucurie pentru tot norodul, ei bine, lor li s-a dat un semn. Veți găsi un prunc înfășurat, în scutece, culcat într-o iesră. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Magii au avut și semnul lor. Au văzut steaua aceea înrăsărit au mers apoi după indicațiile, după gândirea lor, după logica lor, au ajuns la Ierusalim și au rămas și tulburați văzând că acolo nu erau lucrurile cum se așteptau, că nu s-a născut niciun împărat. Dar cum au ieșit de acolo, s-au uitat din nou spre cer și au zărit iarăși steaua. Și steaua aceea i-a condus mai departe până la locul pentru că era vorba de 10 km, asta era distanța de la Ierusalim la Betleem. Vă dați seama, vin niște magi de la 800 de km să se închine pruncului și Irod de la 10 km nu vine. Preoții și cărturari de la 10 km nu vin. Știți, cam asta e și în biserică. Cei care sunt aproape nu prea au timp, nu prea au când, nu prea au cum au cheltuieli mari. Dar trece perioada asta, pasul acesta al convingerii. Trebuie să fii convins. Când Dumnezeu te convinge, Maria este convinsă. Iosif este convins. Păstorii sunt convinși. Aici trebuie să faci și tu pași. Îmi place ceea ce spun păstorii. Păstorii nu sunt oameni naivi, oameni creduli, care spun, am avut o vetenie, am avut ceva, merge înainte. Ei spun, haidem la Betleiem, pentru că ei nu erau în Betlehem. Nu știu cât a durat călătoria lor, câți kilometri au parcurs și ei, dar ei au spus, haidem să mergem la Betlehem și să vedem dacă e așa ce ni s-a spus. Trebuie să căutăm dovezi, trebuie să căutăm argumente. Întotdeauna, întotdeauna, Dumnezeu când se descopere, când se revelează, însoțește revelația Lui cu semne. Observați Gedeon, nu l-a supărat pe Dumnezeu că i-a spus Doamne, fă să fie rău, fă să nu fie rău, Doamne, fă să fie așa. Un om care a vrut să meargă deplin încredințat de revelația lui. Nu s-a mulțumit, am avut o revelație, nici nu mă mai interesează ce se întâmplă după aceea, nici nu vreau să aud alte argumente pro sau contra, nu. Omul care vrea să aibă certitudini, vrea să aibă o credință puternică, întotdeauna va căuta și argumente, va căuta dovezi, va căuta întotdeauna să, să aibă parte și de acele semne. Și iată, oamenii aceștia au văzut semnele acestea. Maria a văzut, semn după semne a văzut și a fost convinsă, Iosif a văzut, păstori au văzut, magii au văzut. Dar urmează al treilea pas, dacă vrei să treci de la tulburare la bucurie, și anume decizia, angajamentul. La un moment dat, ești convins de realitatea, de vestea care ți s-a adus, ești convins, o crezi, dar trebuie să iei o decizie vis-a-vis -vis de ceea ce ai auzit. Trebuie un angajament, o hotărâre. Observați că Maria. Are un răspuns pentru Dumnezeu. Și spune: Iată roaba Domnului. Facă-mi se după cuvintele pe care mi le-ai spus. Omul care ia o decizie. Iosif, la început, luase decizia când Maria i-a spus: Uite, voi rămâne însărcinată, Dumnezeu mi s-a descoperit. Iosif, când a auzit asta, a spus așa: O iubesc pe Maria. Nu pot să o fac de rușine, nu pot, el putea să o aducă în fața bătrânilor cetății și să fie ucisă cu pietre pentru păcatul ei. El a spus, nu vreau să o fac de rușine, nu vreau să intrăm într-un proces, Iosif avea dreptul la despăgubiri pentru ceea ce i s-a produs. El a spus, o las pe ascuns, nu mă pot căsători cu ea, principiile mele morale mă împiedică să merg mai departe. Dar nici nu, nu vreau să-i fac rău, nu mă pot căsători cu ea. Și pe când se gândea el ce să facă, i s-a descoperit iarăși Dumnezeu și a spus, nu te teme, Iosif, ceea ce ți-a spus Maria, ceea ce este în pântecile ei, să știi că este de la mine, e lucrarea mea, merge înainte. Și atunci Iosif a luat și el decizia aceasta să fie protectorul, să fie tatăl adoptiv al lui Isus să și îl însușească pe acesta ca și fiu, chiar dacă el nu era în realitate. Și asta este foarte greu, să iei decizia asta, angajamentul acesta. Magii, la un moment dat, au trebuit să ia și ei o decizie, un angajament. Au trebuit să pornească o cale lungă. Păstori au trebuit și ei să ia o decizie. Au trebuit să se închine. Și al patrulea pas, în calea de la tulburarea la bucurie este dedicarea, care are de-a face cu închinarea, are de-a face cu dăruirea. Vreau să spun ceva foarte clar. Tu nu te poți bucura cu ocazia acestor sărbători dacă nu te închini lui Iisus Hristos. Bucuria noastră nu-i dăruită de frumusețea cântărilor. Bucuria noastră nu-i dăruită de entuziasmul mulțimii al bisericii. Bucuria noastră nu e ancorată în darurile pe care le primim, în frumusețea decorului pe care îl ai. Nu în atmosfera aceasta de sărbătoare este bucuria noastră, ci bucuria noastră este dată de acea părtășie pe care noi o avem cu Dumnezeu. Și Maria, la un moment dat, când a văzut toate lucrurile acestea, a început, s-a bucurat, când încet, încet toate semnele arătau, când l-a văzut pe Iosif că nu mai privea, poate, cumva dubios, când toate în jur i-au adeverit, i-au confirmat, i-au adus argumente suficiente ca să ia să creadă că, într-adevăr, pruncul care s-a născut este Fiul lui Dumnezeu. Este o ființă specială. Îngerii au vorbit despre el. Niște magi din răsărit au venit, i-au adus daruri și nu e o întâmplare. Când au venit păstorii și au povestit despre asta, când a văzut că Simeon, un om al lui Dumnezeu cu frică de Dumnezeu, a venit și el în templu, a binecuvântat pruncul și a spus, slobozește de acum în pace pe robul tău, că au văzut ochii mei mântuirea ta. Când a văzut că Ana, Prorocița aceea de 84 de ani, care nu se depărta de Templu, a rămas văduvă și de zeci de ani femeia aceasta se ruga și postea și aștepta. Și ea spunea, eu zeci de ani m-am rugat ca să vină mântuirea, ca să vină Salvatorul, să se nască Mesia. Și a venit și ea în același ceas și a spus, acum văd ascultarea rugăciunilor mele văd împlinirea rugăciunilor mele, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea, slăvit să fie în numele Lui. Are de-a face bucuria cu dăruirea, cu dedicarea, cu devătamentul, cu închinarea. E o problemă destul de mare în lumea creștină și o diferență enormă între noi ca evanghelici și celelalte confesiuni religioase. Pentru că noi nu suntem marianici, adică noi nu ne închinăm Mariei. Și ceea ce credem noi este că Maria, de fapt, s-a închinat lui Isus, i-a slujit lui Isus și ea nu este mai presus de Isus. Ea a fost o femeie binecuvântată între femei, o femeie deosebită, dar ceea ce credem noi și eu cred că Maria i s-a închinat lui Isus. L-a recunoscut pe Isus. O vedem pe ea în cartea faptele apostolilor. Apostolii, biserica, nu i se închină Mariei, ci Maria, împreună cu biserica, se închină lui Dumnezeu. Și îl proclamă pe Isus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, că este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și cred că același lucru e vorba și de Iosif, același lucru e vorba de păstori, când păstori au venit, s-au închinat, l-au lăudat pe Dumnezeu, când marge au venit și au deschis visteriile, s-au închinat lui Dumnezeu, l-au lăudat pe Dumnezeu, dar dedicarea mare de a face cu ceva, când te închini lui Dumnezeu, când te dedici pentru Dumnezeu, se întâmplă ceva inevitabil și anume nu poți tăcea nu poți rămâne pasiv. Nu poți spune, e pentru mine, interiorizez și atât. Ci veste asta, întâlnirea asta ta, descoperirea asta ta a lui Dumnezeu, te împinge, te motivează, te determină să spui și altora. Asta au făcut păstorii. Lăudau pe Dumnezeu și au spus altora, Asta au făcut și magii. Asta a făcut Simeon, care a rămas în Templu și vorbea tuturor despre Mesia. Asta a făcut Ana și asta ar trebui să facem și noi. De aceea e bine, e important. Venim la biserică, ascultăm ceva și e bine să înmagazinăm ceva și apoi în discuțiile noastre cu colegii, cu vecinii, să vorbim despre Isus, să vorbim despre mântuirea care a adus-o el. Și dacă mai putem face o vizită, și dacă mai putem merge cu colindul, colindul pentru noi asta, asta trebuie să facă. Asta ne-am propus să facem cu corul de copii, cu tinerii, cu adolescenții, cu grupurile și vom fi implicați anul acesta și în spital suntem așteptați și la casa de bătrâni și în diferite locuri suntem așteptați și încurajăm să mergem pentru că noi asta considerăm. Un om care l-a întâlnit pe Dumnezeu nu poate tăcea, nu poate ascunde, ci merge și spune și altora: L-am întâlnit pe Mesia. S-a născut Mesia, s-a născut Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că doar atunci vom trece de la tulburare la bucurie. Bucuria pe care o ai și e ca o explozie. Expresia pe care o folosește Evanghelistul magii, când au văzut din nou steaua, n-au mai putut de bucurie, nu le mai încăpea bucuria, a fost o explozie a bucuriei. Asta este bucuria creștină, dată de faptul că Dumnezeu ni se descoperă, Dumnezeu ne confirmă, Dumnezeu ne vorbește și asta este bucuria pe care noi avem. Și această bucurie, mă rog, să o dea Dumnezeu fiecare inim. Și bucuria aceasta se duce mai departe, pentru că asta trebuie să aibă cântecul nostru, mesajul nostru, entuziasm. Adică nu cântăm doar de dragul de a cânta, ci suntem motivați de entuziasm, de bucurie, Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea vrem să mai lăudăm pe Domnul, să mai ascultăm câteva cântări. Corul de copii va lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi corul mixt, după care orchestra. Vă slăvi pe Domnul în urmă și Andrei să mai laude pe Domnul cu o cântare și ne vom apropia de încheiere, de rugăciune și facă Dumnezeu ca fiecare inimă să poată trece de la tulburare la bucurie. Amen!